Măsurile împotriva credincioșilor religioși sunt în creștere. Congresmenul Randy Haldgren a spus în cadrul unei audiențe că aproape 40% dintre țări care acoperă majoritatea populației au impus restricții privind credința. Aceste restricții includ represiuni din partea guvernului până la ostilitate socială din partea indivizilor și a grupurilor. O întrebare importantă la această audiență a fost: îi pot opri susținătorii pacifiști ai religiei pe cei care vor să îi elimine și să oprime oamenii religioși? Este o luptă ideologică, precum și o luptă militară. Este o bătălie a ideilor. Asta înseamnă că trebuie să promovăm ideile bune în ciuda ideilor rele. Profesorul de la Princeton, Robert Georgi, și fostul președinte al Comisiei SUA privind libertatea religioasă internațională, a conturat o parte a problemei. Statul islamic și grupurile teroriste cu aceeași viziune vând ideologia lor tinerilor din întreaga lume. Tinerii se convertesc la islam, la un islam extremist, radical și violent, iar noi trebuie să ripostăm. Congresmenul James McGovern a atras atenția asupra faptului că SUA trebuie să insiste ca libertatea religioasă a tuturor oamenilor să fie protejată dacă cineva vrea să fie cu adevărat liber. Principii universale. Dreptul meu de a avea libertate religioasă este sigur în măsura în care este sigură cea a fratelui meu musulman, a surorilor mele evreice, a tatălui meu hindus, a mamei mele budiste, a unchiului meu agnostic, a mătușii mele atee. Pentru ca eu să am parte de libertate religioasă, toată lumea trebuie să aibă parte de libertate religioasă. Doar așa va funcționa. George a spus știrilor CBN că națiunile occidentale se impun și insistă mai rar asupra acestor principii. Adesea, în Occident, nu oferim nicio alternativă. Nu apărăm credința creștină, nu apărăm credința evreiască, nu apărăm principiile fondatorilor americani, libertatea și calitatea libertății religioase, libertatea cuvântului, libertatea de întrunire. Haldgren a insistat în cadrul audienței ca America să facă mai mult, să predea mai mult, să predice mai mult, să-și exercite mai mult influența, să exercite mai multă presiune. Trebuie să promovăm legi și norme sociale care susțin libertatea credinței. George a explicat de ce este o cauză crucială. Dacă nu câștigăm această bătălie în domeniul ideilor, va fi foarte greu să o câștigăm pe câmpul de luptă. 3/4 din populația lumii trăiește în țări unde credința lor este reprimată într-un fel sau altul. Un lucru este cert, lupta împotriva religiei devine, pe zi ce trece, tot mai aprigă. Capitol Hill.